India Târgoviște a fost repartizată în seria B2 a Ligii a doua și așteaptă la Târgoviște nume mari ale fotbalului românesc. Unul dintre ele este Universitatea Cluj, formație cu care echipa lui Nicu Croitoru va debuta în eșalonul secund, chiar pe stadionul Eugen Popescu, pe 29 august. Până la urmă, India Târgoviște în B2, în prima etapă va întâlni Clujul. Exact, seria a doua, prima etapă cu Universitatea Cluj acasă, un joc destul de greu, credem noi, o echipă care a fost prim-divizionară, cu tot ce se scrie despre Universitatea Cluj că au probleme financiare de lot. Eu cred că vom avea un meci destul de greu, au o echipă bună, probabil probleme au toate echipele, ne așteaptă un meci deosebit de dificil, dar sper cu dăruire, cu ambiție, cu motivația care o avem, cu lotul care îl avem, valoarea jucătorilor noștri, cu aportul suporterilor din prima etapă, sperăm să câștigăm primul joc, să obținem cele 3 puncte. Mai accesibili adversarii din seria B2 decât cei din B1? Nu, cred eu că seria a doua este, după mine așa, este mult mai puternică decât seria întâi, dar ne, până la urmă așa am fost repartizați, ne bucură că disputăm jocuri puternice, aducem adversari puternici la Târgoviște, sperăm să facem o figură frumoasă în Liga a doua. Iată și programul complet al Chindiei pentru noul campionat. Etapa 1, Chindia Târgoviște, Ucluj. Etapa 2, CSM Ioveni, Chindia. Etapa 3, Chindia, Satu Mare. Etapa 4, CSM Râmnicu Vâlcea, Chindia. Etapa 5, Chindia, FC Brașov. Etapa 6, FC Baia Mare, Chindia. Etapa 7, Chindia, FC Caransebeș. Etapa 8, Metalul Reșița versus Chindia. Etapa 9, Chindia, FC Bihor. Etapa 10, Chindia, Șoimi Pâncota. Etapa 11, UTA Arad, Chindia. Etapa 12, Chindia, Unirea Târlungeni. Și etapa 13, Gazmetan Media și Chindia.